Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Bună seara și bun găsit tuturor! Este joi seara și este momentul nostru preferat, emisiunea noastră preferată, pentru că vorbim despre cel mai frumos lucru pe care poate să-l facă cineva pentru a fi bine, adică sport. Ce frumos e să faci sport! Și încercăm, sigur, sperăm și cu rezultate, să nu fie un efort doar așa, noi credem, avem speranță, că reușim încet, încet să întâlnim cu oameni frumoși, să cunoaștem oameni frumoși care au făcut sport, au făcut o carieră în sport și mai departe, prin natura ceea ce au făcut, să-i sprijine, să-i influențeze și pe alții în a face sport și a fi tot timpul sănătos și a fi tot timpul bine. Cât de important este să facem sport? Cât de important este să ne mișcăm, să alergăm, să nu stăm blocați în case, blocați în tehnologie? Știu că acum Netflix-ul și toate platformele de filme și toate platformele de streaming și mai știu eu ce ne pot ține prinși și nu știu... încarcerați în case. Dar să vină descarcerarea, să ne scoată de acolo și să ne ducă, să alergăm, să facem mișcare, să fim vii, să fim plini de energie. Contează foarte mult să facem sport, contează foarte mult să fim altfel decât a exista într-un sens static. Pur și simplu urcăm în mașină sau în transportul comun, mergem la serviciu, venim acasă, ne punem la televizor, adormim acolo și luni și marți și miercuri și vineri, sâmbătă și duminică ne odihnim că am stat toată ziua în casă și e extraordinar. Viața noastră așa merge până în ziua în care încep problemuțele. Păi de la ce? De la prea mult stat? De la ce? Păi obezitate? Păi de la ce? Lipsa de mișcare? Păi de la ce? Ce? Cum? A. Și atunci ne-am dorit să dăm timpul înapoi, dar nu mai merge. Ceasul merge doar înainte, înapoi nu știe, n-are marș arier ca la mașini. N-are. Și încercăm aici să vorbim despre aceste lucruri, pentru că acum e momentul să ne mișcăm, să ieșim din casă, să facem ceva. Eu unul fac efortul în ceea ce mă privește, să nu stau, să merg pe munte, să merg cu bicicleta, indiferent unde pot, să las mașina la o parte, să fac ceva, pentru că îi contează atât de mult să fim mobili. Să vedeți în viață mai departe și întâlniți-vă cu oameni care fac sport, cunoaște oameni care fac sport, nu sportivi neapărat, oameni din parcuri, oameni din... jurul blocului care aleargă și întrebați oameni la 50-60 de ani care aleargă, 70 de ani. Că de acolo, la 70 de ani, te gândești că e deja o vârstă. Aleargă! Cât de tare, nu? Haideți să facem acest lucru și mai mult decât atât, copiii noștri să fie motivați încă de la începutul vieții lor să facă mișcare. Să nu lăsăm timp să se încarcereze și să se conecteze la nesfârșit cu aceste device-uri care sunt atât de toxice pentru un copil, mai ales în primii ani de viață. Nu îi lăsați cu telefoanele, luați-le, nu le dați mai întâi, de fapt, până să le luați, nu le dați telefoanele în mână. E comod să fii cu copilul la un restaurant sau cu musafiri sau acasă și să stea să uită la Tom și Jerry. Și mie îmi place Tom și Jerry ca să... E plăcut să știi că al tău copil e liniștit într-o cameră și stă cu telefonul și tu îți faci treaba decât să-ți plângă, să stea printre picioarele tale, dar mai târziu vă veți dori să facă lucrurile pe care nu vreți să le facă astăzi. Duceți copilul la sport și nu o să mai aibă nevoie de telefon. Astăzi, în această minunată seară, mă bucur foarte mult să avem o super invitată și vorbesc despre doamna Irina Deleanu, campioană olimpică la gimnastică ritmică și actualmente președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică. Să rămână, bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Cu o mică precizare, nu sunt campioană olimpică. Ritmica, din păcate, nu are o medalie de aur la Jocurile Olimpice, dar ne străduim, ne vom strădui să o obținem. Adică, eu zic că e bine și ceea ce a făcut dumneavoastră pe acest sport, care e unul foarte interesant, recunosc că pentru mine e destul de nou la nivelul auzului. Am mai prins niște mici linii, dar nu... Iată, și mă bucur de asta pentru că eu sunt primul care aude și putem vorbi, putem comunica celorlalți că există și acest tip de sport, gimnastică ritmică. Din păcate, în actuala perioada vieților noastre cotidiene, sportul a devenit o anexă a
sau nu prea există, sau foarte puțin. Avem fotbal, mai avem tenis și un pic de not. Și atât. Ce a fost pe vremuri, mi-aș dori să fie și acum. Ușor, ușor ne mișcăm spre direcția aceasta. Lumea a înțeles că sportul este o parte componentă a vieții și că este o parte foarte importantă. Sportul înseamnă viață, mișcarea înseamnă viață, exact cum a spus și dumneavoastră în începutul emisiunii. Și gimnastica ritmică are totuși tradiție, nu e chiar atât de nouă precum pare. Faptul că nu am fost mediatizați nu înseamnă că noi nu am avut activitate și nu am avut campioane în gimnastica ritmică. Încă de la prima ediție a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, atunci când s-a introdus proba gimnastică ritmică, disciplina gimnastică ritmică în Jocurile Olimpice, avem o vicecampioană olimpică, Doina Stăiculescu, este gimnasta noastră cu care ne mândrim și cea care a obținut primul argint olimpic în gimnastica ritmică. Deci vorbim de 1984, iar bazele gimnasticii ritmice în România au fost puse mult înainte. Deci avem cumva o mică tradiție și în gimnastica ritmică, nu chiar ca în gimnastica artistică, în sportul nadiei, știm cu toții, modelul nostru, idolul nostru, idolul tuturor. Al lumii, exact. Da. Dar și noi ne mișcăm destul de bine, mai ales în ultima perioadă în gimnastica ritmică, am început să obținem rezultate foarte frumoase și ne mândrim cu ele. Am văzut și m-am documentat și am văzut că există, sigur, auzisem, nu pot să mint, dar într-o mică măsură și mă recunosc că mi-ar plăcea să aud în mai mare măsură și pe lângă celelalte sporturi pe care le vedem, sportul de terasă, fotbalul sau sportul unde, nu, bărbaților, unde ei se bucură, se uită la televizor și sau se necăjesc față de ultimul meci sau poate ne bucurăm față de meciul de mâine sau de când e. Da, eu nu sunt așa microbist ca să știu toate datele, dar mi-aș dori foarte mult să vedem și celelalte sporturi. Noi sărim atunci când e un boom. Am văzut pe David Popovici la not, gata, not. Și copiii mulți au mers la not. Am văzut-o pe Hale, pe Simona la tenis, gata, tenisul. Și uităm de celelalte sporturi. Fotbalul niciodată rămâne acolo, dar aș vrea să aud și despre gimnastică ritmică mai des. Și eu cred că rolul nostru al presei și ăsta este printre altele. Să ne uităm și ce se întâmplă pe lângă politică și fotbal, că sunt două mari zone atât, să ne uităm și la celelalte lucruri. Eu cred că lucrurile astea ajută, de fapt modelele ajută, tocmai că ajută să-ți duci copilul la sport. Parcă, cum s-ar spune, te trezește la viață când ai un model, când ai un David Popovici, când ai o Nadia, când ai o Simona Halep. Îți vine să spui, domne, haide să încercăm și noi, că ia uite ce frumos este. Deci modelele ajută și cumva aceste lucruri sunt interconectate. Sigur că ar trebui să existe o educație și viața noastră ar trebui să se ghideze după aceste linii directoare. Mișcarea. Primă instanță, dacă ne mișcăm, dar, avem tot. Eu cred că și gimnastica ritmică, apropo că ați spus că ați vrea să fim și noi mai cunoscute, avem deja o campioană europeană, de 5 ori campioană europeană, wow. E vorba de Amalia Lică, o gimnastă foarte talentată, poate o gimnastă ne puneți o muncitoare. Vorbă bună să vină la noi, să ne povestească. Da, de ce nu? Sigur că da. Și simțim și noi emulația aceasta în rândul fetițelor după ce facem un rezultat mare. De fiecare dată când reușim o performanță, se umple sălile de gimnastică și avem foarte multe cereri de înscrieri în rândul fetițelor. Foarte tare, un lucru extraordinar și îmi doresc să văd asta, îmi doresc să văd părinți dornici și curioși să le dea copiilor să facă ceva altfel și altceva. Poate lumea ceva am nebunit cu telefoane și cu... Dar mi-aduc aminte de mine în copilărie și dorința noastră a copiilor de a fi conectați cu un gadget, de a avea tot timpul ceva. Erau pager, erau tamagoci când eram mici. Da, da. Aveam tot timpul ceva în mână și ăla acum a devenit și mai complex cu inteligența artificială și evident te ține practic... Acolo, conectat definitiv, da. Și gata, nu mai scap, da. De acolo. Aș vrea să începem în această seară, doamnelor și domnilor, cu experiența dumneavoastră de la început. Cum ați ajuns în zona acestui sport? Ați iubit gimnastica? Și în primul rând, iertați-mă, ce înseamnă gimnastică ritmică? Să înțeleagă toți cei care n-au auzit sau care, pentru care e nou acest termen. În primul rând, deci gimnastica ritmică este cea care se desfășoară pe un covor cu obiecte. Cu cerc, minge, wow. Măciuci, panglică și coardă. Am ajuns, că tot vorbeam de Nadia și de idoli, am ajuns la gimnastică ritmică printr-o conjunctură, dar și motivată de faptul că sunt născută în aceeași zi cu Nadia. Foarte tare. Și foarte tare. Părinții mei sunt născute în 75, în 76 Nadia a avut acel boom și acel succes fulminant la Montreal.
Și, evident, a devenit idolul tuturor fetițelor și copiilor. Și atunci ai mei au spus, hai să încercăm, dacă tot e născută în aceeași zi, poate o fi predestinată să facă gimnastică. Eu, fiind foarte înăltuță, mult mai înăltuță decât copiii de vârsta mea, decât fetițele de vârsta mea, nu aș fi putut să practic gimnastică artistică, pentru că n-aș fi putut să fac acele acrobații, fiind foarte înaltă și subțire, fusiformă. Și norocul a fost și șansa și destinul, să spunem așa, că am nimerit la un club de gimnastică ritmică, unde antrenoarea de acolo, doamna Doina Firică, după ce m-a testat la 2-3 mișcare, a spus, e perfectă pentru ritmică, lăsați-o aici. Sigur că eu mă uitam după bârnă, după paralele, după altele, dar m-a cuprins imediat emoția. Ce vârstă aveați atunci? 5 ani. 5 ani, deci chiar la început. Și cum spun eu mereu, a fost dragoste la prima vedere. Când am pus mâna pe o panglică sau pe cerc sau pe minge, m-am îndrăgostit iremediabil de această ramură de sport, de această disciplină, de gimnastică ritmică și am rămas fidelă și la vârsta aceasta. Slujesc interesele gimnasticii ritmice din poziția de președinte și pentru mine asta înseamnă viață, adică este my marriage, cum zic eu, da, gimnastica ritmică. Da, e un cuvânt prima dată l-aud. E foarte tare comparația, totul până la urmă. Bun, 5 ani, un copil la 5 ani, dacă simte că îi place, se îndrăgostește, e remediabil, adică cu toții știm asta. Și e important ca un copil de la început să fie în acele momente ale deschiderii ochilor asupra lumii și înțelege ce se întâmplă cu el pe pământ, să conecteze cu ceva și dacă prinde drag de ceva, acolo va rămâne forever. Bun, 5 ani. Cum au fost? Cum a fost această perioadă? 5, 6, 7 ani? Când ați realizat sau părinții că totuși deja față de prima și a doua zi când ați luat mingea și celelalte obiecte în mână și v-au plăcut, până la momentul când ați început să intrați în curentul acestui sport? A durat ceva. Prima medalie am obținut-o la 13 ani, deci au fost ceva ani de muncă. 7 ani, 8 ani? Da. Cum spuneam, fiind foarte înaltă, eram totuși și înaltă și pentru ritmică. Chiar dacă la ritmică fetele sunt mai înalte, eram totuși și față de gimnastele de la ritmică înaltă și atunci antrenoarea mea mă tot punea la o echipă mai mare. Adică eu totdeauna concuram, aveam 5 ani, să zicem, eram într-o echipă de fetițe de 7 ani. La 7 ani eram într-o echipă de fetițe de 9 ani, pentru că eram bine la înălțime, dădeam bine la aliniere. Și un avans de 2-3 ani. În acest mod simplu, da. Eram de fapt mereu ultima roată la cum se spune, nu prea performam, ca să spun așa, pentru că eram mereu în urmă cu pregătirea, pentru că eram cu 2 ani mai mică. Și da, realizați lucrurile astea sau doar părinții? Da, realizam. Nu înțelegeam de ce nu concurez cu gimnastele de vârsta mea. În același timp, mă simțeam destul de bine și cu colegele mele noi, de la o altă echipă mai mare. Primele medalii le-am obținut cu echipa, deci nu erau medaliile mele personale, erau ori proba de ansamblu, ori cu echipa. Și, dar oricum eram foarte mândră de ele și le mângâiam și mă uitam la ele. Erau medalii naționale, evident, sau municipale. Erau mândrie, oricum. Era o mândrie extraordinară. Mai ales într-un copil și da. Primele lui activități, fabulos. Da, exact. Și după aceea, prima medalie individuală pe care am obținut-o eu pentru probele mele a fost la 13 ani, după ce m-a selectat la lot doamna Maria Gârbă, antrenoarea mea cu care am colaborat și cu care colaborez și în prezent. Suntem antrenoare împreună, da, lucrăm împreună și cu gimnastele noastre. Totuși, da, deci ne cunoaștem practic de când aveam 12 ani. Wow, absolut foarte tare. Da. Bun, și avem 13 ani, nu? Prima medalie. Care a fost parcursul mai apoi când ați ieșit din zona de juniorat și ați mers mai departe? Care a fost noua etapă? Sau, și apoi, da, sigur, mai sunt și alte elemente pe care o să le ating tot în această zonă. Mie, în primul rând, mi-a plăcut să fac gimnastică și motivația mea a fost mișcarea. Mișcarea pe muzică, că tot vorbeam de mișcare. Eu acolo simțeam că lucrează celulele, acolo mă simțeam bine. Când efectiv mă mișcam pe muzică, țineam ritmul muzicii și mânuiam obiectele. Nu știu, de exemplu, îmi plăcea și mirosul unei mingi noi, îmi plăceau foșnetul panglicii când o mânuiam sau când o lansam, scoate anumite sunete, și coarda când face o dublă, vâjeie sau ceva. Ideea era că eram îndrăgostită de toate aceste lucruri și de fenomenul gimnastică ritmică în special.
Și motivația mea nu a fost neapărat rezultatul. Sigur că îmi doream rezultate, provin, cumva am crescut și pe vremea dinainte de anii 90, deci pe vremea comunismului, când trebuia să performez, deci clar ni se cereau rezultate, vroiam, nu vroiam, trebuia să performez. Dar motivația principală a fost faptul că mi-a plăcut să mă mișc. Apoi, sigur că o câștigi odată de două ori, încep să simți gustul victoriei și îți place și mai vrei, e ca un drog. Normal. Și când ești sus, vrei numai acolo. Deci e un lucru frumos, nimic de contestat exact. În primă instanță. Și atunci, sigur că munceam foarte tare să-mi ating obiectivele. Câteodată am reușit, câteodată n-am reușit. Și apropo de rezultate și de ce introducere mi-ați făcut la început, eu sunt medaliată cu bronz la campionatele mondiale de seniare, la campionatele europene. Am două medalii de bronz obținute în Cupa Mondială și Cupa Europei, dublă campioană balcanică, două medalii la FOTE, la Festivalul Olimpic European, tot de bronz. Deci, am văzut lista cu medalii, dar nici nu știu cu ce să încep. Am crezut că iau pe cea mai tare de acolo. Da. Titulatura cea mai tare. Evident că nu le știu nicio foarte bine, dar am văzut că e o salbă de medalii, ceea ce mă bucur foarte mult. Și un exemplu, sunteți un exemplu pentru toată lumea și în principiu pentru copiii tineri care vor acum să se uite și să aleagă. Uite, gimnastica are două laturi. Gimnastica, artistică, dar nici nu știam care e această denumire. Da. Și iată ce aritmică, acum de ce aritmică avem știu. Și gimnastica aerobică, avem aerobică, mai multe. Da. Am crezut că toate aerobica și ritmica, am crezut că sunt aceeași ecuație. Nu, sunt șapte ramuri, în gimnastică. Foarte tare. Da. Bun. Care a fost cel mai frumos moment în toată această poveste, din momentul în care ați trecut din juniorat la seniorat, nu? Nu numai, poate și mai jos, dar în prima parte, dar în această zonă, o medalie mai importantă, un concurs mai important, o etapă mai importantă, ce anume v-am... Clar, cea mai mare competiție a fost Jocurile Olimpice de la Barcelona, unde am participat, unde venită cu un mic palmares în anterior, adică obținusem deja medalii la campionatul european, obținusem deja medalii la Cupa Mondială, la Cupa Europei și venisem clar cu visul de a obține o medalie și la Jocurile Olimpice. Sigur că știam așa, realistă fiind, totdeauna am fost o fire realistă, știam că este foarte greu să obțin, pentru că la vremea aceea erau foarte bune bulgărecele și rusaicele, ele erau adversarele mele. La vremea respectivă, cât am făcut eu gimnastică, eram numărul 5 mondial, deci mereu la proba individuală, adunate, însumate obiectele, veneam pe poziția 5-a după două rusaice și două bulgărece, câteodată le mai și băteam. Și știam că va fi greu, dar ne-am pregătit pentru medalie. Într-un final am obținut locul 6 la Jocurile Olimpice și așa ca pentru mine a fost un eșec. Eu și zic că nu. Acum nu. Eu acum zic că din nu. Funcția eu zic de președinte, niciodată. Da, niciodată, văzând ceea ce realizăm astăzi, adică de-abia o calificare olimpică. Da, nu, așa ceva este. Adică totuși, eu mi-aduc aminte de ce a spus la început. Amintirea momentului cu Nadia... Da. Și după aia arc peste timp locul 5, locul 4, deci că o creștere fulminantă și mi se pare realitatea, o spune că într-adevăr a fost un zen în mintea părinților și în familia dumneavoastră când ați decis să mergeți în zona asta, că s-a putut, dovada a fost clară. Da. Iertați-mă, ce mi-e 1, 2, 3, 4, acolo suntem. Sigur că noi avem o vorbim formă. De medalii. Da, sigur noi că, spunem dar, că dacă nu sunt medalii... Nu, cu toată dragostea, din punctul meu de vedere, când ești în acea zonă, în echipa câștigătorilor, eu nu cred că vorbim de sutim până la urmă, vorbim de chestiuni minimale. Da. Sunt oameni care am avut invitați și ne-au povestit că au mers pierdut pentru așa, au regimentat pentru 4 sutim locul 2. Da, adică, iertați-mă, 4 sutim și erai locul 5 și erai locul 1. Da. Eu cred că aici e vorba de o clasificare a lumii, dar în realitate vorbim despre campioni. Și în fața noastră o campioană absolut remarcabilă într-un sport care mie mi se pare foarte interesant că există. Recunosc că sunt novice în acest tip de gimnastică, dar nicio problemă, vom mai vorbi pentru că am obținut acordul de a avea și o nouă invitată care a făcut performanță. Și nu numai, noi acum organizăm a 5-a ediție a Cupei Mondiale la Cluj-Napoca,
Competiția se desfășoară 12-14 iulie, deci acum suntem în pregătiri. Deci suntem în foc, exact. E 1 iulie, acuș. Da, și ne pregătim intens cu calificata noastră olimpică, Analis Drăgan. Analis Drăgan este gimnasta ritmicii care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris și merge la Paris în iulie. Și această ultimă competiție de verificare și această ultimă stație, să spunem așa, înainte de Jocurile Olimpice, se desfășoară la Cluj-Napoca, unde vor veni cele mai mari gimnaste ale lumii, cele mai mari, campioana mondială, vicecampioana mondială. Deci țara noastră este gazda acestui mare eveniment. Și apropo de cine nu știe despre gimnastica ritmică, vă invităm să cunoașteți gimnastica ritmică și frumusețea și eleganța ei la Cluj-Napoca în weekendul 12-14 iulie. Mulțumim pentru invitație, ar fi o treabă foarte bună. Dar poate că după acest eveniment, sigur, și găsim, ne punem de acord cu toată lumea, mă gândesc, acum am venit ideea și o și prezint. Poate facem o discuție într-un platou cu mai multe componente ale echipei și cu dumneavoastră în tot această poveste, la nivel de președinte, de antrenor, de campion. Și ne putem să discutăm cu fetele pe care dumneavoastră le-ați antrenat și au învățat și au performat în acest sens. Pentru că ne-ar face plăcere să facem parte așa un pic din familia gimnasticii ritmice, ca să o vedem și poate reușim un om. Eu nu vreau să... Că e greu într-o lume în care sunt interese mai puțin, mai mult spus, ai tot felul de atracții. E greu să reușești să iei pe cineva și o masă mare de oameni să o influențezi, dar poate un om, un copil, o familie, și eu zic că am câștigat. Ne-am făcut datoria și sperăm să o facem cu toată puterea și... Da. Un sport frumos. Foarte frumos. Sportul eleganței, al frumuseții, al atitudinii, al ritmului. Este, nu știu, câteodată eu așa, cel puțin așa am simțit ca gimnastă, este înălțător, trăiește așa niște senzații fizice extraordinare. Asta le spunem și gimnastelor noastre, le întrebăm uneori, deși e foarte multă muncă și foarte multă durere musculară și articulară. Aici vreau să mă întreb, da. Da, dar le întrebăm totuși, simți plăcere așa când lucrezi și câteodată spun că da, efectiv se intră într-o transă. Când spuneți eleganță, vă văd dumneavoastră și e suficient de a înțelege, doar să vă văd și nu trebuie să mai definim în cuvinte, însă vreau să vă întreb două lucruri aici foarte importante. În primul rând, ce înseamnă să poți să faci acest sport, ce anume trebuie, care sunt părțile pe care trebuie să le sacrifici și care sunt câștigurile. Să vedem win-win. Și ce sacrifici, dar ce câștigi. Asta în primă instanță și în al treilea rând, de fapt, ar fi în primul rând, școala. Cum e raportul față de școală? Pe mine mă interesează foarte mult lucrurile astea. În primul rând trebuie să spunem că sportul înseamnă un câștig din start. Înseamnă disciplină, înseamnă organizare, înseamnă sănătate, înseamnă performanță, nu? Te învață pur și simplu să te pregătești pentru viață, practic, sportul de performanță. Apoi, sigur că sunt anumite sacrificii care se fac. Eu spun că ritmica e un pic mai soft, de exemplu, decât gimnastica artistică. Accidentările nu sunt aproape, nu că sunt inexistente, dar noi, de exemplu, nu avem accidentări grave ca la artistică, ci avem uzură de la lucru. Adică lucrăm mult, repetăm mult și uneori încep să apară uzura pe articulații. Să zic că acesta ar fi un impediment. Dar se mai repară și mai revin. Clar, clar. Facem recuperare, adică nu e nicio problemă. Școala, într-adevăr, îmi pare rău să o spun, dar ne încurcă câteodată. Deși, apropo de medaliata noastră cu aur, Amalia Lică, ea este acum în plin examen de capacitate, e clasa 8-a, trece clasa 9-a, și a făcut foarte bine la proba de română și urmează proba de matematică. Dorim un succes, mare câteva probe. Da, și matematica și... Da, și a dat și proba sportivă și este foarte bună și e performantă și la școală. Cred că e un lucru important. Deci, practic, campionii sunt campioni cam în tot ceea ce fac în viață și fac lucrurile bine. Cred că e un lucru important. Da, dacă ai felul acesta de a fi, ai un interior bun, ai putere de concentrare, putere de muncă, determinare, ambiție, faci foarte lucrurile bine în toate domeniile pe care le abordezi. Este un lucru probat și de mine și de foste gimnaste de ale mele. Adică în orice poziție le-aș pune și în federație și să lucreze, cele care au făcut performanță și au avut o minte ordonată, fac orice lucru bine. Cine nu,
nu face nimic bine. Cred că ele merg împreună. Școala, sportul, toate activitățile intelectuale merg împreună. Da. Imposibil să meargă separat. Pot să fie excepții, dar, cum ați zis, uneori mai încurcă, adevărat. Aș vrea să specific de ce am spus asta, nu, că nu vreau să supăr pe nimeni. Ideea este că antrenamentele noastre se desfășoară între 5 și 7 ore. Și vă dați seama, când să mai faci și școală. Li se cere foarte mult și de la școală, foarte rar sunt înțelese cu scutiri, când sunt plecate la concursuri. Chiar am avut un caz cu Amalia, când proba sportivă la ea, proba eliminatorie pentru examen, era fix în timpul campionatului european, în timp în care ea se lupta pentru medaliile de aur ale României. Și ne-a fost foarte greu, a trebuit să ajungem la doamna ministru Deca, să reușim să mutăm acel examen, acea probă sportivă, deși ea e campioană europeană, vicecampioană mondială. Da, absurd, într-adevăr, care încurcă. Și simplu i s-a spus că nu poate fi primită în examen dacă nu dă acea probă la acea dată. Trebuie să iau o scurtă pauză, publicitate și ne întoarcem. Discuția abia începe, e ceva foarte, foarte tare. Revenim rapid. Am revenit, doamnelor și domnilor, super discuție în platou în această seară aici la 7 TV. Vorbeam despre școala ca fiind foarte importantă și, sigur, locul de unde ne luăm resurse pentru viață, pentru bagajul vieții, dar iată și sportul e foarte important. Și eu cred că încet, încet lucrurile se vor regla. Școala trebuie să meargă mână în mână și cu celelalte discipline și sportul... fără nicio discuție, trebuie să fie prioritar, mai ales pentru cei care au decis să facă din viața lor ceva deosebit, să fie campion și să ducă medaliile, să ducă România, steagul, tricolorul României acolo. Ce mare mândrie! L-auzeam pe Țopescu anii trecuți cum, nu știu, cu toată puterea lui striga în microfon. Locul 1 și-a câștigat și pe mine, acea voce va rămâne veșnic întipăită în minte. Bine, Cristian Țopescu, iar un mare, mare om al sportului și da, eu cred că încet, încet ne vom așeza și lucrurile vor fi bune în viață. În zona sportului, vreau să vă întreb un lucru, zic eu, foarte important. Sunteți la al 6-lea mandat de când conduceți această federație română de gimnastică ritmică. Da. 6 mandate. Întrebarea mea este cum 6? Totuși știm că o poziție de genul acesta totdeauna e vânată de alți doritori să fie și ei președinți. Da, da. Am devenit foarte tânără președinte la 27 de ani, dintr-o dorință de a schimba lucrurile. Pe vremea când eu făceam gimnastică ritmică, federația era separată de gimnastică artistică și lucrurile au mers foarte bine atunci, s-au făcut rezultate foarte bune. Apoi a venit o perioadă în care ne-am lipit din nou, după ce m-am lăsat eu de gimnastică și antrenoarea mea a plecat cu contract în străinătate, ne-am lipit din nou la artistică și am început cumva să ne ducem ca rezultate în jos pe topogan, adică ajunsesem la numărul 103 mondial. Asta din cauza neimplicării sau ce se întâmpla în fuș la urma acolo? Cineva care a răspuns de gimnastica ritmică în perioada respectivă nu era atât de aplicat și atât de aplecat și interesat de performanța sportivă. Și lucrurile au început, nu s-au mai investit bani, evident nu erau rezultate, nu se investeau bani, un cerc vicios și atunci am ajuns la această ingrată poziție de peste locul 100. E drept că ne durea foarte tare pe mine, pe antrenoarea mea și pe cei care iubim gimnastica ritmică și a fost o consfătuire cu colegele noastre din ritmică, oamenii de bine din ritmică și am spus, hai, trebuie să facem ceva. Bineînțeles că toată lumea a fost de acord că vocea trebuie să fiu eu, pentru că eram un nume internațional și eram cunoscută pe plan internațional și tânără și cu dorință de afirmare. Eram deja antrenoare, împreună cu doamna Maria Gârbă, lucram de 3 ani deja, aveam o grupă de fetițe mici cu care începusem să facem rezultate deja. Și toate aturile erau să fiți în față. Și atunci am preluat președinția federației, am separat federația din nou și am preluat președinția federației. Mi-a fost foarte greu la început pentru că eram tânără, nu știam administrație deloc, exact. Dar am avut oameni de bine lângă mine, oameni cu ștate vechi în administrație, personalități ale sportului românesc. Doamna Elena Frâncu, de exemplu, mi-a fost mentor, să spun așa, în ale administrației în primul mandat, a fost vicepreședintele federației și am învățat așa pe repede înainte, cum sunt autodidact în general și îmi place foarte mult să învăț lucrurile sport, repede. Rigoarea își pune cuvânt în toate lucrurile, ceea ce e un lucru foarte bun, dar acum, ca să fiți de tânără președinte la început,
Totuși, când ați oprit cariera sportivă? Că nu puteam merge în paralel, da, probabil. Da, la 19 ani. Foarte tânără. Wow, am, 19 ani. Da, am încheiat cariera sportivă. N-aș fi vrut, sincer, aș fi vrut să continui. Dar printr-o conjunctură neplăcută, antrenoarea mea a fost luată, adică a fost demisă de la echipa națională. Și atunci dânsa a plecat cu contract în străinătate și am rămas fără antrenor. Sigur, nu mi s-a spus direct, lasă-te. Mi s-a, propus să merg la Timișoara la o altă antrenoare. Era greu după o carieră de, nu știu, 6-7 ani în care antrenoarea mea mă cunoștea, îmi cunoștea toate defectele, toate calitățile, știa pe ce butoane să apese. Era greu să schimbe antrenorul la 19 ani. Da. Și atunci a venit momentul să înțelegi, chiar închei. Dacă a fost un mesaj indirect, că trebuie să închei. E păcat să iei un sportiv, și sper lucrurile acestea nu se întâmplă niciodată niciun sport, să iei un sportiv de înaltă performanță, să iei antrenorul și să-i spui că hai că-ți dau pe altcineva, care nu știe nicio legătură, nu are nicio legătură. Ați ajuns în poziția de președinte, sunt convins că această greșeală făcută fatal în dreptul dumneavoastră, ați făcut tot posibil să nu se mai întâmple. Adică copii, fetițe, să nu aibă neșansa să rămână fără antrenor în momentul cheie al carierei lor sportive, poate că. Exact. Mă străduiesc foarte tare să fiu cât se poate de corectă și echidistantă față de tot ce se întâmplă în fenomenul gimnastică aritmică. Dar ce pot să vă spun este că momentul acesta al retragerii a oricărei gimnaste este foarte greu. Este... pentru că nu simți, parcă simți că mai poți, dar parcă nu mai performezi cum erai. Adică eu mereu spun că destinul e destin și e acolo scris, e prescris, știm exact, adică providența știe ce se întâmplă. Și când mă uit în urmă și spun, poate aș mai fi putut, nu pot să nu mă gândesc și la cealaltă fațetă și să spun, dar poate nu mai puteam, poate nu mai trebuia să fac, dar poate, așa se întâmplă și cu gimnastele din generațiile pe care eu, să zic așa, le-am vegheat din funcția de președinte. Unele s-au lăsat înainte de vreme, altele s-au lăsat, sau cum să spun, au trebuit să fie ajutate, tot așa, să le dăm de înțeles, domne, nu mai poți să performezi, pentru că de ce? Vin altele din urmă, vin tinere, vin energetice, vin cu dorință de afirmare, mănâncă nori și... Na, uzura apare, plictisul apare, apar alte preocupări, că na, acum vorbim de 19-20 de ani. Vor și ele viața, să meargă, nu știu, să meargă în parc cu un băiat, să meargă la un club. Da, să aibă viață, să se să, exact, să performanța nu merge mână în mână cu lucrurile de om normal. Și atunci... acolo e sacrificiu foarte mare. Da, toți sportivii spuneau asta, că nu poți să ai distracția toată ziua. Exact, Nu știu, mergi în club sau la mare, și a doua zi să performezi... Nu, ești în sală, tu trebuie să faci exercițiu. Să alergi. Bun, da, vedeți, dumneavoastră, mă gândesc la un lucru și cred că, ok, ați plecat din zona de sport activ, de campion, de sportiv activ, dar ați mers în altă zonă unde la fel faceți performanță și eu cred că e mai important, poate că era scris în continuare, să performați ca președinte și conducător de federație. Cred că e mult mai important dacă la momentul acela oamenii nu știau, își dădeau cu stângul în dreptul și luau antrenori de la oamenii cei mai buni, făceau fix pe dos lucrurile. Era nevoie de cineva care avea rigoaie deja și știa cum merge treaba. Este să foarte important. Eu cred că poate vorbim despre un dat mult mai clar decât orice altceva. Prescris, cum am spus. Prescris, da. Da. Este foarte important să fie, mai ales într-un sport de nișă ca gimnastica aritmică, este foarte important să fie cineva care se pricepe la sportul respectiv. S-o simtă, s-o trăiască, și care vine din fenomen. Am mai auzit păreri că, domne, ca președinte trebuie să fie un bun manager. Nu. Trebuie să fie și un bun manager, dar trebuie să se priceapă la fenomen, pentru că altfel nu înțelegi. Ca în orice activitate sunt tot felul de dedesubturi, de mașinațiuni, ca pe tot, de, performeri și cei care pun piedică performerilor, de cei care vor să distrugă concurența ca să se vadă ceea ce fac ei așa la, cum să spun, la un low level, la totuși să se vadă. Și atunci, tu dacă nu vii din fenomen, tu nu știi să distingi lucrurile acestea. Vine, ți se, nu știu, șoptește în ureche ceva și crezi. Pentru acest motiv, de exemplu, eu n-am acceptat foarte multe alte propuneri de a fi, nu știu, în funcții de conducere în alte domenii, pentru că nu cunoșteam domeniul respectiv. Și am spus, eu nu pot să vin... luau modelul de la mine, de la ritmică, spuneau, domne, tu performezi aici, n-ai putea să faci și aici... Poate, nu știu, după câțiva ani m-aș fi deprins. Dar
pentru faptul că eu nu cunoșteam domeniul respectiv, nu cunoșteam oamenii, nu știam ce pot fiecare, atunci mereu am refuzat o poziție de genul acesta, pentru că n-am vrut să fac greșeli sau, Doamne ferește, să-mi bag joc de destinele unor oameni din neștiință, din ignoranță. Cred că e cel mai important ca un om care înțelege și trăiește în domeniul pe care îl prezidează, îl conduce, îl activează, să fie acolo. N-aș putea să merg, nu știu, din profesia de jurnalist să mă duc să conduc un domeniu. Nu o să înțeleg niciodată. Poate îmi dau cu părerea, poate am impresii. Ceea ce le putem avea cu toții. Unii sunt mai pasionați de fotbal, poate s-ar pricepe acolo, alții sunt pasionați de gimnastică ritmică, de not, de tenis. Dar niciodată n-aș putea să am pe deplin înțelegerea asupra sport, asupra fenomenului, pentru că e un fenomen complex. Da, din păcate am văzut și în țara noastră și peste tot combinarea asta, luarea unor oameni într-o anumită profesiune și ducerea lor pe fond politic sau mai știu eu ce, pe zonă de mașinațiuni în altă zonă, pentru că așa trebuie. Nu, eu cred că așa cum e acum trebuie, ca un om care înțelege sportul și fenomenul să fie la cârma lui. Exact. Doar așa se poate face performanță. Știu că ați, la un moment dat, între momentul în care ați devenit președinte și în momentul când ați încheiat viața sportivă, ați început un alt capitol din viața, și anume familia. Da. M-am căsătorit foarte repede, la 20 de ani. L-am avut pe David, băiețelul meu, care acum are 28 de ani. Mulți înainte, 28, wow! Mulțumesc, wow, chiar i-am prinit acum două zile. Ce înseamnă o mamă tânără cu un copil, cu un băiat tânăr, e un lucru frumos, da. Foarte tare. Am doi copii, sunt o mămică împlinită. Doamne ajută. Și capitolul acesta a fost familie. Da, mulțumesc. Și capitolul acesta a fost, să spun așa, o binecuvântare. Cum au văzut copiii sportul? Că sunt foarte curios, vă dați seama. Am încercat cu amândoi, dar n-au mers pe ideea sportivă. David este foarte atras de ideea asta de afaceri, de domeniul al business-ului. Și ceea ce e bine pentru un bărbat. Sigur că da, sigur. Iar că da. Antonia, fetița mea de 16 ani, este pasionată de muzică, cântă la pian. Foarte tare. Și cu vocea. Foarte tare. E Alexi de Canto și sperăm. Iubesc. Mie pianul și muzica îmi plac foarte mult și înțeleg. E un alt sport frumos al mâinilor, al sufletului. Da. Eu zic că ambii copii ai dumneavoastră au ales două zone absolut superbe. Business-ul e super, totdeauna trăiești foarte bine și un sport al minții, pentru că acolo unde e creierul foarte bine dezvoltat și ai sinapsele active, Da. Muzica, din nou, mi se par... Da, în general le-am spus, i-am educat în spiritul acesta să facă ceea ce le place și să aleagă un domeniu de care se simtă atrași și simt pasiune, pentru că altminteri viața așa e grea și ne absolut pune foarte multe provocări. Dacă atunci, în domeniul în care muncim, nu ne face plăcere să muncim, nu prea e un lucru atât de frumos și văd în ochii dumneavoastră plăcerea și bucuria când uiți despre copiii dumneavoastră și despre ceea ce fac și, sigur, în momentul când mergi în zone frumoase în viață, n-ai cum să nu fii bucuros și să fii împlinit. Până la urmă, toate lucrurile ne împlinesc când le facem, a zis, cu dăruire și cu pasiune și cu bucurie. Când facem din suflet ceva, indiferent ce faci până la urmă, te face să te simți bine și să fii bine. Ne-ați povestit, ne-ați spus că la Cluj va avea loc în câteva zile. Da, Cupa Mondială la gimnastică ritmică, a cincea ediție. Noi organizăm deja de 5 ani această competiție. Am primit foarte bune review-uri din partea Federației Internaționale. Altminteri se întorc cu plăcere de fiecare dată la Cluj. Anul trecut am avut o altă mare bucurie, am organizat primul campionat mondial de gimnastică. De gimnastică, deci nu ritmică, de gimnastică din România. Deci nicio altă ramură a gimnasticii nu a organizat un campionat mondial în România. Am fost primii, am făcut pionierat și premieri în foarte multe departamente, să spunem așa. A ieșit o competiție absolut excepțională, s-a terminat cu rezultate bune pentru România, am obținut medalia de bronz în proba pe națiuni, o medalie istorică de altfel, deci România n-a obținut niciodată o medalie în campionatele mondiale pe națiuni. Am obținut o medalie de argint cu Amalia Lică, deci este vicecampioana mondială asta la proba C. Știți că asta știu, asta știam. Am auzit și un lucru, dar nu asociam deloc cu gimnastica ritmică. Acum înțeleg mai multe lucruri. Și suntem foarte bucuroși să anunțăm că, pentru faptul că organizăm foarte bine și facem performanță și în organizarea de competiții mari internaționale, de mare anvergură, am primit organizarea campionatului mondial în 2027. Din nou la Cluj. Campionatul mondial, din nou. Foarte tare.
Se vede că e energie și suflet pus aici, pentru că nu e ușor, nu e lucru ușor să poți organiza asemenea nu, campionate chiar. Și asemenea nu știu, fenomene la nivel global în România. Toată Europa cred că se bate să fie gazdă. Da, din și... mai multe rațiuni. Sunt și încasări acolo. Ok, se și investește, dar sunt și încasări, vine lume, e o mișcare, numele țării tale este, apare peste exact. Tot. Exact. Ne-am înscris pe harta lumii la gimnastică ritmică, organizând competiții de asemenea învergură și a fost un punct foarte important în obținerea de rezultate. Ca federație să fie o federație cu greutate, o federație serioasă, luată în seamă, trebuie să organizezi și competiții mari internaționale. Iar noi în ultimii 5 ani am reușit cu brio acest lucru. Mai am o mică chestie la mine pe target, la mine pe bucket list, ca să spun așa, pe bucket listul profesional. Sigur că o să atingi și pe asta, să organizez un campionat european de seniare și ne-am depus deja candidatura, dar ne lipsesc fondurile pentru a depune garanția financiară. Statul român nu poate să... Statul român ne-a acordat deja pentru campionatul mondial din 2027 și deja erau două taxe care trebuiau plătite și am zis, ok, hai să vedem cea cu europeanul, poate reușim noi să o obținem de la un sponsor ceva. Eu zic că se poate, mai ales că vorbim de ceva foarte, foarte de înalt. Respirație sportivă, să spun așa, și eu cred că se va putea și lucrurile se vor duce în direcția în care trebuie. Am toată convingerea asta și îmi doresc foarte mult și repet asta, vă spun, când timpul ne va putea da voie în sensul ăsta, să fim aici o parte din familia gimnasticii ritmice, să vorbim despre ce a fost, cum este și ce va fi. Cu mare drag. Mă bucur mult, am avut o serie de campioni la not în ape deschise și ape înghețate. Pe mine m-au uimit total niște copii de 14-15 ani să noate în ape de 0-1 grad aproape, până la limita înghețului, și să fie atât de energici. Și de asta zic eu, trebuie acești copii, acești tineri, aceste fete, băieți, trebuie arătați lumii, exact. Pentru că ei sunt modele. Noastre. Da. Vreau să mă întreb un lucru ca să lămurim. La gimnastică ritmică, doar pentru fete sau și băieți? Eu nu știu. Doar fete. Doar fete. Gimnastica ritmică e un sport eminamente feminin. Acum cu egalitatea aceasta de gender equality, mare, da, da. Dar și acest curent, mare situație. Suntem puțin în culpă, să spun așa. Da. Adică Federația Internațională face presiuni de câțiva ani ca noi să introducem și proba de băieți. Sunt foarte multe voci care se opun pentru că gimnastica ritmică e un sport feminin, e un sport al armoniei și al grației și e destul de dificil să vezi un băiat făcând gimnastică ritmică cu obiecte, cu măciucile și fiind grațios și feminin și elegant. Deci un sport dedicat... Da. Și se caută acum soluții ca totuși să introducă și proba masculină, dar cu un cod de punctaj separat, diferit și cu mișcări mai masculine. Zic că mai... ceea ce e pentru dedicat zone feminine să rămâne zone, părerea mea, să rămâne zone feminine, nu știu dacă noi, bărbații, trebuie să fim peste tot. Eu zic că fiecare cu... Cum nici noi, femeile, n-ar trebui să fim peste tot, adică în toate sporturile. Da. Fiecare cu bucătăria lui, până la urmă, eu nu vreau să comentez pe acest aspect cu egalitățile pe anumite zone, pentru că probabil că și CNA-ul s-ar supăra și multe alte personaje sensibile. Am o abordare de altă factură. Bun, dar e important de înțeles. De asta am întrebat ca să răspund și unei întrebări care sunt convins că era ridicată și vreau să lămurim și această chestiune. Mai sunt 3 minute până la finalul acestei emisiuni. Aș vrea să vă întreb, antrenați copilași, fetițe, de la câți ani vin la dumneavoastră la antrenamente și când vedeți că deja încep să se miște lucrurile? Câteva cuvinte despre acest lucru, că mi se pare foarte important de discutat. Îmi place foarte mult să antrenez. De altfel, cel mai mult îmi place să stau în sală cu copiii și cu fetele. Deci nu e birou important. Nu e birou de bază la mine. Este sala de sală, adică tot acolo unde v-ați format. Deci punctul meu de lucru, de fapt, este în sală. Toate lucrurile de birou le rezolv din sală, telefon, pe mail-uri sau pe telefoane. Totul se întâmplă. Întâlnirile le fac, interviurile, emisiunile, tot. Adică îmi fac jobul de președinte, de reprezentare a federației. Cu brio îmi îndeplinesc datoria. Dar cel mai mult îmi place să stau în sală. Și să lucrez cu copii și să mă încarc de la ele. Când le văd cum lucrează, retrăiesc acele sentimente de care vă povesteam la început. Pentru mine gimnastica frumoase. A fost viață și trăiesc cu ele. Când le văd cum se mișcă pe muzică, cumva și eu mă mișc cu ele. Chiar dacă nu mă mișc, mă mișc în interior.
Și chestiile astea mă încarcă foarte tare. Și... De la câți ani sunt, vin fetițele, copilașii a dumneavoastră? Cam de la 5-6 anișori, așa. Și la cât timp le vedeți deja fiind acolo cu fibra activă și deja mișcându-se într-un mod... Testele inițiale, adică de tip somatic, longilin fusiform, flexibilitate, îndemânare, aceste teste le dăm de la început. Și ne dăm seama imediat dacă cine e și dacă cine nu. Nu. Testul suprem este competiția. Pentru că sunt foarte multe gimnaste bune de antrenament și în competiții se pierd. Și nu fac, da. Nu duc proba la sfârșit corect. Și atunci încercăm, evident, nimeni nu, adică nu sunt date la o parte, dar încercăm să vedem cu psihologi, cu ce se întâmplă. A, poate și o componentă, deci, de blocaj, exact, emoțională. Blocaj emoțional sau lipsă de concentrare sau putere de focusare. Sunt gimnaste care nu au puterea asta de focusare decât 10 secunde, 20 de secunde și proba noastră durează 1 minut 30. Se simte liber e o probă complexă. Se simte liber în sală cu dumneavoastră sau cu antrenorul, da, decât într-un, da, mod, da, organizat. Da, într-un câmp deschis cu competitiv. Spectatori și da, da, da. Deci, de fapt, proba finală este competiția, este testul suprem. Concluzia, se poate? Să depășești acest moment? Să fii sportiv și să faci performanță. Ah, clar. Se poate. Clar. Asta este ceea ce îmi doream. Bineînțeles, să reconfirmăm, ca de obicei, fiecare seară. Vă mulțumesc mult, ne-a făcut mare plăcere să fim în această seară și să vorbim despre sportul frumos al sufletelor, al inimilor și al organismului, al trupului nostru, să fim fericiți, să fim mereu tineri, mereu energici și tot timpul sănătoși. Mulțumim foarte mult, mulțumim din suflet, o seară bună, e joi seara, ne vedem luni de la 19, tuturor weekend liniștit! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.